dimineața din nou. Astrele anunță o zi bună pentru decizii importante. Berbecii au o zi favorabilă comunicării cu rudele. Încercați să nu faceți promisiuni pe care nu le puteți respecta. Taurii au dificultăți de comunicare care vă pot afecta relațiile. Se pare că se resimte oboseala acumulată. Gemelii își pot face planuri de viitor. Astăzi se simt foarte bine în compania prietenilor și a persoanei iubite. Racii sunt foarte optimiști și au imaginație de invidiat, ar trebui să își pună creativitatea la lucru. Leii sunt foarte bine dispuși, au suficientă energie pentru a face față tuturor responsabilităților. Fecioarele pot avea succes pe plan profesional și social, ar fi bine să profite de acest moment. Balanțele au o zi bună, mai ales pentru preocupări artistice, ar fi bine să profite de acest moment. Scorpionii simt nevoia să facă o schimbare în casă, astăzi sunt favorizate planurile de viitor și investițiile financiare. Săgetătorii sunt comunicativi și reușesc să aplaneze un conflict. Va trebui să facă mai multe drumuri scurte pentru persoana iubită. Vărsătorii au succes în activitățile legate de cămină, sunt dornici să facă schimbări în casă. Peștii au o zi foarte încărcată, cu multe probleme de rezolvat. Relațiile cu cei din jur sunt excelente. Atât pentru moment.